Da, e angajată, să zicem, acolo. Ba, n-ar trebui să fie mai puțin protejată decât antrenorul Dinamo sau al Timișoarei. Da, Da? Nici asta n-ar trebui, nici asta nu mi se pare normal. din păcate, condițiile sociale care, iată, au fost învățate până la urmă de populație, au dus la scindarea asta, cum să spun, a lucrului făcut împreună. Și îți dau un exemplu. E problema asta cu taximetriștii, pe care nu știu dacă ai avut contact cu ea, dar pe mine mă Da, cum îngrozește să nu? efectiv. Deci, efectiv, mi-e groază să mai ies undeva în oraș, să consum ceva, da, să beau ceva, nu mai pot să mă întorc cu mașina, evident, trebuie să plec cu taxiul acasă. Da, evident. E, deci, crede-mă, decât să mă țigănesc cu taximetri, nu mai găsești un taxi acum. În tot Nu, București nu mai este niciun taxi. știu cum e, Da? absolut. E, Corect. și ei zic, domne, că de ce? Că sunt bani puțini, că nu ne ajung. Păi, aveți sindicat, faceți ceva, rezolvați treaba. Nu e vina mea a clientului, e Deci vina nu te mai voastră. duc, așa-i? Dar nu te duce, Nu te mai cât? duce, sigur. Exact. 25 de lei, da, unde mergeți? Unde mergeți? Primul lucru, da. Acolo, Deci a, n-a pus să 30 de lei. deschizi ușa Nu, pe geam, nici pe măcar altul geam din și spui, mers. unde mergeți, da. Da. Da, știu. Și nu unde mergeți, unde mergi, că nu Da, te... unde merge, exact. Și dacă îi spui, să zicem, ești la universitate, da, și îi spui, păi, până la Tineretului, 40 de lei. Altfel nu te duce. Adică îl și deranjează că e prea E o mă aproape. întrebare, Da. în țara asta chiar așa nimeni nu mai observă lucrurile astea. Nu Da. se poate face nimic, e absolut Bineînțeles, umilitor. tu-ți dai seama ce mafie e acolo. Da. Bă, dacă n-a avut nimeni curajul, da? Absolut, N-a avut exact. niciun premier, niciun primar, niciun șef de stat, niciun șef de un minister de ăsta important, da? Nu știu cine ar Uite. trebui să se ocupe. Primăria, în primul rând, da? În fiecare oraș, da? Cineva să se ocupe, dar să vină odată și să le spună clar la televizor. În prima sau a doua zi de mandat. Da, bă, s-a terminat cu mafia asta. Cine nu mai respectă alea, i-am desfăcut cartea de muncă. Ce nu înțeleg ei, și aici e marele paradox, este că el nu muncește pentru el, el muncește pentru firma lui. Deci știi cum e asta, Dane? E ca și cum tu te-ai duce să-ți cumperi o pereche de pantofi și vânzătoarea ar zice, nu-ți dau pantofi că sunt prea prost plătită. Dar atenție, nu sunt pantofii ei, sunt ai firmei. Deci firma, de fapt, nu vrea să-ți vândă pantofii pe care i-ai produce. Deci este aberant. Da? Firma care deține mașina nu te duce pentru că angajatul ei temporar ăla își bate joc și de firmă și de tine. Deci ideea nu este că nu vrea țiganul ăla, mustăciosul ăla, că toți sunt așa, da? Amărâtul ăla din mașină să te ducă. Nu asta e problema. Nu e a lui firma. Nu, de cele mai multe ori nu e nici mașina lui. Da? Cum își permite în aceste condiții numele firmei la care lucrează? Da? De bunăvoie. Nu cred că cineva îi pune pistolul la tâmplă să lucreze la firma aia. Deci în numele firmei sabotează și pe aia că nu te duce pe tine niciodată nicăieri. Absolut. Așa fac. Și... Că dacă ar fi firma lui, atunci l-aș înțelege pe undeva. O să plictisit, poate că vrea să-și ia zilele, poate că de mâine se duce și lucrează în altă branșă și de asta în seara aia nu mai duce pe nimeni Să știi nicăieri. că Băi, a lui! e prima Nu oară e a lui! de când facem emisiunea, când regret că nu avem telefoane în direct. Pentru că mi-aș plăcut acum să sune taximetriștii. Dacă sunt oameni care ar asculta emisiunea, Sună dacă ar la fi... Tudor Barbu. Da? Așa, o să sune la Tudor Barbu. La emisiune. Și să ne spună, nu, domne, că nu e așa, că stai să-ți povestesc, că eu am planul, că am Bun, nu dar pe știu mine ce. nu mă trezi. Hai să-ți Evident spun că o scapă. taximetriștii sunt toți așa. Bun, dar încă o dată, nu asta e problema. De ce niciodată autoritățile din România, de Da, frică, exact, dar de frică, stă polițistul pentru că lângă sunt ei și... corupte, da, nu fac nimic, încă o dată, totul fiind în detrimentul cetățeanului. Da, al omului de rând, ăla contează. Nu magistratul, da, nu ministru, da, nu șeful SPP-ului, nu ăia sunt importanți. Oamenii de rând, care sunt cu toții batjocoriți de chestia asta în fiecare zi. Așa, un exemplu, dar binevenit, Da, într-adevăr, pentru uite, că să știi că mai e o chestie, tot timpul îmi spun oamenii chestia asta, ca nu mai bărbat. vorbiți și de ăia, de bandiții ăia. Bă, nimeni n-a avut curajul niciodată. Toți am auzit de pe vremea lui Oprescu, de pe vremea lui Videanu, acum de pe vremea lui Firea. Toate mișmașurile care se fac cu rahaturile astea de companii. Eu am mai explicat și aici. În toate țările civilizate nu te lasă să faci taximetrie dacă n-ai mașină de lux, mă. Da? Deci n-ai voie decât cu limuzină. În Franța, de exemplu, da, am amici taximetriști, am numerele lor de telefon aici, îmi trimit mesaje de anul nou, corespondesc cu ei pe WhatsApp, pe Facebook și așa mai departe. Da? Îi cunosc taximetriști destui. Și în afara Franței, în alte țări. Toți îmi spuneau așa, ce, aici nu se poate, dacă n-ai mașină de lux, prima idee a serviciului de taximetrie este să te ducă cu o mașină superioară celei pe care o ai tu. Pentru că ăsta este confortul, de-aia plătești în plus, pentru că kilometru de mașină a ta
sau kilometru de taxi nu este echivalent, ăla e un pic mai scump. Și atunci nu te poate duce cu o mașină inferioară ție, da? Și atunci toate mașinile trebuie să fie limuzine. Pentru că într-o țară occidentală nimeni nu are limuzină. Uh-huh. Acolo toți oamenii au mașini obișnuite, da? Și atunci când te duci cu taxiul, mergi cu o mașină de șef de stat, de prim-ministru. Asta e diferit. Asta e prima măsură, obligatoriu. La noi, pe lângă faptul că i-a lăsat cu hârburile astea să meargă prețul și astea, sigur că ei ar spune primul lucru, dar dacă e mașina de soi, trebuie să ridic prețul. Nu-i nimic, ridică prețul. Da? Dar condițiile trebuie să fie de așa natură încât omul să fie mulțumit. Nu să ridice, să deschidă la geamul, să te întrebe mâncând, tu n-ai apucat încă să pui mâna pus. Și vorbește și la telefon, da, în același timp. Unde mergi? Da? Și nouă pe Calea Victoriei aici seara, când mai stăteam până la 1 sau 2 noaptea, când erau alegeri și încercam să luăm o mașină, bă, unul nu ne lua. Exact. Toți ne spuneau de la 40 de lei în sus. Și unul întreba, dar n-aveți ceas? Hai, la revedere, zicea când auzea. Nimeni, tată, nu se sesizează. N-a existat un premier, un primar, care să aibă, bă, curaj să vină să spună, bă, de mâine s-a terminat. Da? Veniți cu toții să vă văd actele, v-am închis pe toți dacă nu corespundeți. Cum fac ăștia șmecherii de primar de sector, nenorociții ăștia, care când e cât un accident prin cât un parc, închid toate atracțiile alea. Acolo au tupeu. Uh-huh. Aici n-aveți, mă, tupeu să închideți pe toți ăștia, pe toți borfașii ăștia, da? Să le luați mașinile să 6 luni până se reorganizează, să nu mai fie niciun haos de-al dracului. Dar după aia să știm că lucrurile se pun la punct. Da? Nu mai stăm în situații de genul ăsta. Că n-aveți curajul, bă. Da, sunteți niște găinari, niște boschetari. Vă duceți numai cu lucruri de-astea lejere. Apoi am făcut acolo o statuie, am făcut un copăcel, am plantat niște flori. Dar bă, dacă e nevoie de curaj, când e nevoie de voință, când e nevoie de decizie, nu face nimeni nimic, bă. Dar și noi suntem sclavii unui sistem putred și corupt. Aici e vorba de corupție, dar știm cu toți cum au obținut licențele, da? Pentru ce? Toate sunt la fel, n-au niciun serviciu diferit, fac ce prețuri vor ei. Sigur că la un moment dat i-a înghețat cu prețul, pentru că, încă o dată, stai puțin, păi nu-i normal în București să plătești 3, nu știu cât lei pe kilometru, mă, iartă-mă. La ce bani sunt în România ca să mă duc cu un Logan, să dau 3,5 lei pe kilometru, mă duce un rahat ăla, miroase a brânză sau a ceapă, 3,5 lei kilometru. Vreau să spun un lucru. Să stau în ambuteiaje la banii ăia. Am avut mașina în service acum o săptămână și ceva și tot încercăm pe aplicație să închem un taxi, ne găsim nimic, până la urmă zis, ok, hai că închem unul de la de 3 și ceva. Nici da. Măcar din ar, nici măcar aia nu te mai iau. Nu te mai iau nici aia, măcar. Corect. Păi acum au crescut prețurile, s-a făcut 1,39 sau cât era înainte, s-a făcut 1,70 gen. Da, și mulți aveau deja atâta. Așa, da. Și acum nu mai găsești sub, cred, nu mai găsești sub tariful ăsta, de, da. Iar ăia cu 3 și ceva, aia nu te mai iau acum, că probabil că li se pare și lor. Păi ce face să poate joc de noi? Exact. Ce 3 și ceva e preț? Sigur. El are Mercedes sau are Skoda sau are BMW și consideră că oricum e infim cât îți ia față de cât ar trebui ca să iasă lui. Da? Încă o dată aici o chestiune foarte interesantă pe care sigur o cunoașteți cu toții. Cum dracu de românul are așa o impresie bună despre el? Pentru că toți ăștia pleacă de la premisa că ei ar merita mai mult. Da? Toți, mă. Dar n-au reușit niciodată să facă în viață mai mult decât atât. Niciodată în viața lor. Și atunci au mereu, că așa la al tău de te întreabă vorbind la telefon de mănâncă șaormă, pe geam, unde mergi, ăla are impresia despre el că ar merita de 10 ori mai mult. De-aia nu te duce. A, dacă îi dai 50 de lei de aici până la intersecția? La intersecția unde se termină Calea Victoriei acolo, te duce. Da. Te duce. Îți mulțumește la sfârșit. Îți zice să trăiți chestia asta pentru 50 de lei. După care dă telefon și zice, am dus un bou acum. 50 de lei am luat fraierului. Azi, bă, că știe tăticul să facă. Păi tu mâncați aș, de ce n-ai făcut așa? Îi zice ăluia. El să laudă pe el. Vezi, bă, dacă meriți, dacă te pricepi, dacă știi, vorbește și tu, ia-i și tu mai... Asta fac. Da, el așa consideră că el atât ar trebui să câștige. Păi atunci să se ducă la o meserie unde să câștige 50 de lei pe metru pătrat, dacă el crede că atâta merită. Că nu-i interzis, să știți. Nu trebuie să stați toți toată viața în mașinile alea împuțite să nu câștigați nimic. Duceți-vă, bă, pe vase de croazieră, duceți-vă la taximetrie în centrul Londrei, duceți-vă în Paris, duceți-vă unde vreți. Faceți acolo, nu vă obligă nimeni să stați aici pe banii ăștia. Asta nu înțeleg. Tu ești angajat unei firme. Lasă-i, mă, pe ea baltă dacă nu-ți convine, dacă te consideri așa de bun.
E o tâmpenie și asta inexplicabilă. Da, păcat că, uite, probabil au și un sindicat. Sindicatele astea nu fac nimic. Nu fac nimic. Au sindicate, pentru da. Că de-a lungul timpului lumea s-a învățat că sindicatele de fapt sunt tot o formă de corupție. Da, pentru că mai devreme sau mai târziu te vor vinde patronilor. Da, ăia într-adevăr sunt uluitori. Seamănă cu avocatul poporului, cam așa. Adică e o instituție, ce fac sindicatele, de exemplu, în joburile astea? În alte țări ai văzut că paralizează toată țara când ies. E organizat totul după regulile sindicale. Absolut. La noi nici măcar nu știi care sale. Dumnezeule, bai, când e câte o marțe neagră de aia în Franța, păi nu mai circulă nimic, bă. Te duci cu roaba la serviciu. Da? Bă, te duci cu roaba, tată. Eu am pățit asta. Deci nici femeile care îți făceau curat în cameră nu mai ajungeau la serviciu. Veneau negresele la plânse după 2 ore, că trebuiau să vină pe jos. Mai venea nimic, bă. Da? Deci când era câte o tot paraliza. Pentru că ăia își cereau drepturile, tată. Da, și unde sunt sindicatele din Liga 1? Da? Că există fel de fel de lucruri. Liga Profesionistă, spre exemplu, ar trebui să fie o instituție care să apere teoretic drepturile. Da, le apăra în stilul mitică, doar așa. Apropo de mitică, ai văzut declarația lui cu Dinamo de azi? Că legat de Dinamo, de felul în care Ionuț Negoiță ar fi salvat Dinamo de faliment cu perioada de insolvență, zice, vin unii care au vândut cărămii și vor să conducă clubul. Dacă intră pe fir DNA-ul să vadă cum au scăpat de faliment, nu iau sub 15 ani de pușcărie. Pop, fostul șef al ANAF-ului, a făcut tot, eram șef la Liga atunci, știu tot. Dacă îl iau la puricat, nu scapă nici el fără 10 ani de pușcărie. Au înșelat statul cu 20 de milioane, dar s-a pus Batista pe țambal, spune mitică Dragomir. Bun, dar mai zi un pic, care e primul începutul frazei? Zice, vin unii care au vândut cărămizi și bun, care okay. vor să conducă... Dar mata, ce ai vândut, neamitică, în viață? Ai vândut altceva decât cărămizi? Adică, mata, cum ai ajuns din securist la Victoria București? Așa l-a prins Revoluția, vă reamintesc, pe neamitică. Era pe la Victoria București securist. Da, Clubul Securității. Clubul Securității, Clubul Securității. El era șef pe acolo. Pe cum a ajuns mata, da? Când el se lăuda că făcea bijniță cu turcii, cu blugi, cu țigări, cu pachete, așa, cu casete video, cu nu știu ce. De mata, n-ai cărat-o cărămizi? La nivelul ăsta ai fost. Cum adică să iei pe ăștia? Păi nu mai știi de unde ai plecat, neamitică? Ce, tu ai vreo școală? Te pricepi la fotbal? Da, ai făcut ceva în viață? Nimic! Erai securist? Da? În orice altă țară era radiat pe viață. Nu neapărat ghilotinat. Radiat din viață. Ce înseamnă asta? Nu mai puteai să-ți exerciți funcția în meseria respectivă. Asta înseamnă. Deci te radiau, te prindeau șef la Victoria București, care echipa a fost desfințată atunci, imediat după Revoluție, ca și Feciol, ca și Flacăra Moreni. A, n-au avut tupeu să desfințeze Steaua și Dinamo. Dar pe astea alte le-au lichidat. Toți ăia care conduceau ar fi trebuit radiați, bă, te apucai în comerț, te apucai la aprozare, la gostat, lucrai cu pui, cu pește, cu ce te pricepeai acolo, tăiai gâtul la curci, de exemplu. Era și asta o meserie, las-o dracului cu fotbalul, te-au prins securist la Victoria București, la revedere, ți-a fost bine, dar de pe o zi pe alta s-a schimbat era. Asta este, nu? Și a fost cu dinozaurii și a fost peste tot. La un moment dat, hop, s-a întors lumea, păi ce mai, ai avut ghinion, mitică. Cum să continui și tot la fel, n-a te-a dat pe brazdă cu